În aproape orice casă în care locuiește o pisică, bradul de Crăciun are nevoie de protecție ca să reziste cu decorațiunile intacte. Curioase, jucăușe și mereu cu gândul la următoarea aventură, pisicile sunt atrase de orice sclipire, foșnet sau clinchet și nu se lasă până nu răstoarnă pomul sau îl transformă în culcuș. Globurile devin jucăriile lor preferate pe care le împrăștie peste tot. Așa că proprietarii caută mereu strategii care să țină pisicile năzdrăvare departe de brad. Miau, dă-te jos! Olaf are doar 4 luni. Zvăpăiat, mereu în alertă și curios să atingă și chiar să încerce cu colții orice apare nou în casă, este vrăjit de bradul de Crăciun, plin de culori și luminițe. Cel mai mult îi place să se cațere în el. Să vedem ce a făcut pisicul. Ta-na-na-na. Am pus un pariu cu tatăl meu că o să răstoarnă bradul. În 7 zile, Olaf a dărâmat bradul de 4 ori. Nici spray-ul special cu ulei de muștar, care ar fi trebuit să îl țină departe, nu a funcționat. Pisica este din nou în brad. Stăpânii lui Kisi au încercat întâi cu vorba bună. Pisica a înțeles mesajul odată, apoi a început să dea din nou târcoale pomului. Strategia următoare a fost să pună mandarine în jurul bradului. Parfumul lor ar fi trebuit să irite pisica. Le așezăm într-un cerc la baza bradului și nu știu ce îi displace exact. Cert e că nu se apropie de brad. Totuși, Kisi a trecut și de această barieră. O altă soluție ar fi pulverizarea pomului cu apă în care se pun câteva picături de ulei esențial de citrice sau înfășurarea tulpinii în folie de aluminiu. Dar nici acestea nu sunt o garanție că o felină hotărâtă să se cațere în brad va putea fi descurajată.